Am avut adunarea generală a PAS, a fost a noastră a doua adunare generală de când suntem înființați ca partid. Întâmplător observăm chiar, am întrebat ieri un an de la înființarea legală a platformei acelea civicativelor și conform statutului, după fiecare alegeri generale, avem o astfel de adunare generală în care facem bilanțe și stabilim pașii următori. Am candidat pentru un nou mandat de președinte, pe baza rezultatelor de până acum, rezultate foarte bună obținute într-un timp scurt. La alegerile locale, cel 10 consilieri locali din țară și la alegerile generale, candidaturile independente sunt de fapt obținem cele mai bune scoruri din toată țara. În mare, obiectivul este de a merge înainte și de a construi acest grup de oameni cărora le pasă de România în toată țara, într-un mod cât mai organic. Nu vrem să forțăm pe nimeni să facă politică, vrem să găsim acei oameni din fiecare comunitate cărora le pasă de cei din jurul lor, care au viziune, care au dorință de implicare și care vor să schimbe sensul politicii din România dintr-o politică care provoacă, mă rog, dezgust în ziua de azi, dintr-o politică pentru cetățeni care produce rezultate pentru oameni.